pentru acest vlog m-am gândit să vă arăt cum se fac foile de alba ca zăpada. Eu împreună cu mama mea, care ea face toată treaba, și eu o filmez. Adică nu e mare greutate pentru mine. Și vă arăt acum, nu o să vă arăt toată rețeta, vă arăt doar cum se întind foile și cum se pun pe tavă la cuptor. Aici se întind foile cu acea sticlă sau cu, nu mai știu cum se numește, sucitor din lemn. Dar noi ne descurcăm mai bine cu sticlă. Pe masă înainte se pune făină din aceea, care e acolo. Făină albă, mă. Făină albă. Se pune pe masă și după aia pui să întinzi foaia. O să revenim când se pune pe tavă. Hei, am revenit și aici am scos a doua tavă de... A doua foaie de alba ca zăpada. Și acum o băgăm pe a treia la cuptor. Aici pe tavă se pune făină. V-am arătat și mai devreme. Și foaia aceea se întinde pe tavă. Și acum se pune. Ține prosop. Trage-o puțin. Ha. Da, cu bacu. Și acum toate marginile astea care sunt plus, o să se taie cu cuțitul. Și o să iasă cum era cea de mai devreme. Vedeți? Se taie cu cuțitul. O să iasă o prăjitură, wow! Crema o faci în seara asta? Mâine. O să vă arăt cum se face crema pentru alba ca zăpadă. Acum tava a pus-o la cuptor. Aici s-a luat o bucată de aluat. Nu? Aluat. Se pune făină pe masă. Și se întinde aluatul cu acea sticlă. Se mulează un pic în mâini. Și o întind eu. Ține. Aici. Dar cum ții tu acum să filmezi? Și acum. Trebuie să iau asta de aici, să pun făină. Nu trebuie să pui multe. Păi uite. Și acum ne chinuim să întinde aluatul. Dă-mi portocala aia. Dă-mi portocala să mănânci? Cred că până la urmă o punem pe mama să întindă. Pune putere acolo. Greu să faci prăjituri, greu. Foarte greu să faci prăjituri. Păi, mămicuță, filmează-mă mai bine. Pune și tu, pun și un pic de suc. E, pui. Pui de toate. Reușesc, în sfârșit. Nu mai fi făină. Fă o universală, rotundă. Hei, m-am reîntors. I-am dat, cum să zic, stafeta mamei mele, pentru că ea știe să o întindă foarte bine. Eu mă chinui la ea, să o întind. N-are putere. N-am putere. Și au dat ce frumoasă a făcut-o. Corect, o întinsă. Asta este încă în cuptor. Dacă aș ști ce frumos miroase, aici a făcut două și mai avem. Și în afară de astea două, aici sunt două, mai trebuie încă 6 foi, nu? De fapt încă 5, că aia
Nu, 4, nu? Mai trebuie puțin încă 6 acolo. Aici mai trebuie puțin încă 6. Astea două. Știți cât de bune sunt? Și o să iasă o bunătate la sfârșit? Atunci! Mâine o să facem crema pentru alba ca zăpada și o să fie a doua parte. Crema cu ce se face? Cu ouă, nu? Unt, ouă, parcă nu, lapte. Din ce se face, mă, crema? Toate. Ouă, unt, mai multe lapte, ingredienți. Mai multe ingredienți, o să vă arăt mâine. Aici în bucătăria asta miros foarte, crema foarte. De unt. Cu cremă de unt, făină și ce mai trebuie. Miroase foarte. O bunătate o să iasă. O să vă arăt și la cremă și după aia o să vă arăt când o să iasă cu totul, să vedeți cât de frumos iese. O să mai faceți și tiramisu, și cozonac, și tort, eclere, de toate. Mai sunt 3 zile, mai sunt, nu? Mai sunt 3 zile până în 2017. Plus mâncare pregătite la cuptor și la... Ce zice ea? Mâncare la cuptor, friptură și de toate. Aici s-a făcut. Ba, ba, nu s-a făcut. Da. Scoate-mi imediat. Acum, se dă foaia jos după tavă. Deci celălalt e făcut. Pai. Aici se face treaba. Încă. Pune făină pe tavă. Toată tavă. Până la cele 8 păi mai este. Mai sunt. Foi de pus pe tavă. S-a frit. Vezi cât de îndemânare trebuie să ai pentru așa ceva. Latul câini. Latul afară câini. Știți cât de cald este aici? Transpiri imediat. Și acum se pune... Aici, în continuare, se taie mărginile drept, ca să fie... Drept, foaia ca să de fie, apă ca zăpada. Cum să zic eu? Drept, foaia să aibă o formă. Forma este aceasta. După tavă, drept aceasta după tavă. Aceasta este caldă. Senzațional! Foarte bun! Dacă ne vede că am mâncat, ne bate. Ne bate. Revenim la următoarea foaie. E așa? Acum se închide vlogul. Partea a doua pentru... Partea a doua pentru foile alba ca zăpadă o să fie mâine când facem crema. Și ăsta o să fie un vlog separat de cel de mâine. Acest vlog vă rog să dați un like, un share și comentarii. Și altă dată o să mai facem ceva mai senzațional, mai frumos. Depinde ce, cât de bine ne simțim și cât de bine nu ne simțim. Și cam atât a fost pe ziua de azi. La revedere!